nu a putut veni și atunci eu sunt cumva mesagerul lui. Trebuie să mă curisesc tocmai înainte de a vorbi despre ceea ce vedem aici. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre absolvenții profesorului Moral. Pe Cristian I îi cunosc destul de bine și trebuie să mărturisesc că au un lucru comun pe care îl datorează profesorul. Și anume, ceea ce sunt hotărât să facă, asume că solicită extrem de mult. În general, sunt tineri plasticieni care lucrează pe baza unui program. Zona în care se afirme este cea a cercetării formei, a interpretării. Este o înțelegere a realului, fără ca acesta să fie direct prezent, fără să avem de-a face cu imagini anecdotice, ci de fapt pătrunzând dincolo de imagine imediat. Aș spune că este o înțelegere a realului prin datele absolut directe și caracteristice vizualității. Revenind la cea care astăzi îi spune, Mariana Manea Câmpeanu, ea se află la prima expoziție personală. Și cred eu că nu trebuie să demonstrez prea mult, spunând că este un gând ambițios, spațiul pe care l-a avut de susținut, este, aș spune, destul de dificil, chiar pentru un pic de experiență. Este o sală mare care cere ca lucrările să aibă multă consistență pentru a rezista. Și demonstrația care o face este convingătoare și am să spun și de ce. Așa cum spuneam, și ea se înscrie în acest grup de tineri plasticieni care se concentrează asupra cercetării formale. Sigur, proiectul de la care pornesc este general și atinge comun, însă fiecare îl dezvoltă în stilul și adecvat personalității sale. Ce o caracterizează pe Mariana Manea? A spune pentru mine și chiar spun că îi cunosc, cred că poate mulți dintre dumneavoastră ați urmărit de mai multă vreme. Eu aseară le-am văzut și le-am perceput. Ce m-a impresionat este această, aș spune, dezinhibiție cu care abordează, cu care abordează suprafața, cu care abordează materialitatea, cu care se știe juca cu tot acea materialitatea romantică. Observăm că ea susține extrem de bine suprafețe, extrem de mari și acum află că a durat suprafețe și mai mari. Folosește acea structură materială care răspunde unor probleme, unei tematici pe care și-o extrage fie din natură, respectiv trunchiul, rădăcini, dar de cele mai multe ori este vorba de arhitecturi imaginare. De fapt, o construcție mentală care o subordonează problemelor și iarăși venită, asta este, problemelor de formă pe care le și spune. Și modul în care le rezolvă, așa cum spuneam, este, pe de o parte, această construcție pe suprafață mică, pe suprafață mare, să vedem că iau dezvoltă la fel de mic bine și pe suprafață mică. De asemenea, știe foarte bine să jongleze cu o materialitate care vine din exteriorul materiei picturale, dar pe această tehnică a colajului, deci introducerea unor materiale străine în joc, suprafață picturală. Pe de altă parte, iată și modul în care lucrează cu materia cromatică. Adică ea iarăși are o plajă extrem de largă de la suprafețele acestea lise, la suprafața rugoasă, la aproape bazoreliefuri pe care le creează. Și de asemenea, același lucru se întâmplă, de asta vorbeam de dezinhibiția pe care dă dovadă și în raport de gama cromatică pe care o folosește. În sala în care ne aflăm, remarcăm o subtilitate tonală la care apelează, o construcție bazată pe subtilitate tonală, ca să trecem în sala alăturată, unde ea își restringe aproape în totalitate cromatică, nu numai pe bază de gluri, și unde, cu siguranță, rolul central îi revine forme. Și din acest punct de vedere, aș vrea să spun că pentru acest început, acest început este promițător, că ea demonstrează seriozitate și ne arată că avem de-a face un artist care și-a pus în față un program care cu siguranță
finanță va avea niște etape în dezvoltarea sa și pe de altă parte că ea dă dovadă de multă inteligență plastică. Eu sper că acest lucru să ducă mai departe și să ne ofere surprize, așa cum eu trebuie să mă prăvisesc că am avut o aseară. Vă felicit și mulțumesc! Da.